precum daneza sau suedeza au din start un avantaj, plus că pot să obțină și salarii mai mari. Noi căutăm vorbitori de engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă și pot să spun că în continuare vorbim de deficit la nivelul limbii germane și poate puțin la nivelul limbii franceze. O bună parte dintre cei care au venit la TREC sunt încă studenți, dar vor să avem experiență și vor să se angajeze cât mai repede. Printre ei și Ionuț, are 23 de ani și anul acesta va deveni inginer. Nu vrea să rămână în Zală unde face acum facultatea, ci vrea să se angajeze în Cluj. A și reușit să găsească doi posibili angajatori. Sunt pe domeniul meu și au posturi interesante în ce am văzut până acum aici. Am și niște CV-uri, dar majoritatea trebuie să le trimitem online și să vedem după aia. Că... de modelare 3D atunci. Timpul de carieră are urmat și mergul la sala polivalentă din Cluj-Napoca, iar joi și vineri se va desfășura tot acolo o ediție dedicată recrutării în domeniul IT. Trebuie să avem grijă de tine, indiferent că vorbim de cariera pe care ești o aleg în viață, trebuie să înțelegem faptul că vremurile pe care le trăim și care reprezintă un experiment nemai întâlnit până acum, pentru noi toți și pentru cei mai în vârstă și pentru cei mai tineri, îi pot deturna sau deruta, dacă vreți, așa foarte mult. Vedeți mai asta, internetul îți oferă impresia că poți afli foarte multe lucruri, ceea ce e adevărat. În același timp, internetul îți lasă de asemenea o iluzie că dacă citești foarte multe lucruri de acolo, ai devenit educat și cunoști un domeniu, ceea ce este un fals. Cei de la RFI au făcut și au publicat, îl găsiți chiar pe site-ul RFI România, un foarte interesant studiu pe care vă încurajez, e lung, dar vă încurajez să-l citiți integral de acolo, despre modul în care este folosit internetul de către teroriști pentru a, pentru a recruta în special tineri arabi sau musulmani, da? de religie islamică, ca să lupte în ISIS. Pașii însă pe care îi parcurg de-a lungul timpului, într-o perioadă de timp, acești recrutori de teroriști sunt foarte interesanți și ne arată pericolele la care sunt supuși inclusiv tinerii noștri, indiferent că ei sunt creștini, ortodoxi sau de altri. Hai să vă deschid un rezumat al studiului publicat de RFI, pe care încă o dată vă încurajez să-l citiți de pe site-ul lor integral. În studiul citat de RFI România se menționează faptul că 91% dintre tinerii care intră în vizorul jihadiștilor au fost abordați pe internet. Este un prim detaliu de la care au pornit sociologii și psihologii francezi, care au ajuns la concluzia că cei care racolează tinerii au la rândul lor studii de specialitate sau măcar au citit foarte mult despre manipulare. E aproape imposibil ca intrând pe Facebook sau YouTube să nu dai peste un videoclip care sub o formă sau alta pretinde că dezvăluie o conspirație mondială. Subiectele sunt extrem de variate, de la faptul că vaccinurile au de fapt rolul de a îmbolnăvi pe cei care le iau, până la scandalul vaccine bune, deficiențele din Amazonia sau faptul că toate guvernele lumii sunt controlate de marile corporații. Subiectele sunt extrem de vaste și unele dintre ele par destul de argumentate. Studiul citat de RFI mai spune că aceste tipuri nu sunt neapărat nocive în sine, ci că autorii lor nu susțin în mod obligatoriu ISIS, dar și jihadiștii urmăresc cu atenție pe cei care dau share și like acestor tipuri de materiale, căci ei au structura psihică și educațională perfectă pentru a putea fi manipulați. Și asta pentru că manipularea pornește întotdeauna de la elemente reale pentru a ajunge la concluzii forțate sau distorsionate. Odată identificat targetul după un share pe rețea, recrutorul terorist poate urmări profilul și faptul că tânărul a șeruit mai multe astfel de filmulețe, dar poate afla astfel destul de exact și cu ce texte sau sloganuri trebuie acesta abordat. Urmează așadar abordarea pe rețea, iar cel care face recrutarea propune